România se află într-o situație critică în acest moment, iar deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu a ținut să menționeze faptul că țara noastră are nevoie de un guvern stabil și nu de lupte politice. Țara noastră trece printr-o perioadă critică în acest moment, iar ultimul lucru de care avem nevoie este un război politic. Cornel Folescu a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Suntem în plină criză sanitară, economică și politică. Mai rău nu se poate. În acest context trist, Ciucă spune că va negocia cu toate forțele responsabile, astfel încât Parlamentul să aprobe cabinetul propus de el. Fără PSD, este greu de crezut că va putea construi ceva. USR a anunțat deja că nu are de gând să susțină un guvern minoritar, condus de un general. Vom vedea, a transmis deputatul pe pagina sa de socializare. Acesta susține că un cuvânt care ar trebui să ne caracterizeze în acest moment este responsabilitatea.